Bună dimineața, este o nouă dimineață superbă. Am părul nefăcut, acum sunt cu prietenul meu aici. El ne deranjează cu fionul lui. Doar ce ne-am trezit noi, acum trebuie doar să mă spăl pe dinți, să-mi fac părul și trebuie să mergem să ne vedem cu cineva. După care mergem direct la eveniment, la Comic Con. Treaba este că nu știu ce să mă îmbrac. Este... Așa e când ai o varietate mare de haine după tine și nu știi pe care să le iei. Da, hai. Sigur că te bat. Când ajungi acum 10 minute de mai care ai. Nu pot să vă zic, dar o fază mai penibilă așa. Hai, că nu e nicio problemă. Stai liniștit. Gata, suntem gata de plecare, ne-am premenit și noi, arătăm sexy, mai ales eu, nu ăla. Băi, când simțit? Băi, lasă-mă în pace. De când arăți mai bine ca mine? De când se vede așa ceva, auto-le ea. Trebuie să te schimbă mașina mea. Du-te, bă, de aici. Pleacă, bă, de aici. Of, of. Trebuie să pornim așa, droghiscaia. Bă, să nu-mi furești ușa. Ascultăm Dorian. I-am făcut rolul lectorat, uitați-vă ce face spate. Lasă-mă să mă schimb în pui, băi. Și cum să lipsească din cotier veșnic apă cu ce asta? Asta e cu B12. Vitamina B12. Nu e, mă, da, deci vreau ca cei care fac această apă să-mi trimită și mie, îi rog frumos, câteva baxuri de apă din asta, pentru că eu consum așa ceva. Așa că dacă vedeți acest vlog, vreau să-mi trimite și mie măcar 2-3 baxuri. N-are nimic. Bă, cum că asta e sănătate curată? Cum să fie, bă, sănătate curată? Păi se pare că ești așa în deficitul de ce aia? Păi n-am mai făcut n-am mai făcut niște analize de la 7 ani. Cine știe câte boli am? Păi eu prevăd treaba asta. Prevezi, da? Așa, cu bând apă, cu vitamine. Exact. Este prima oară când venim la promenada. Chiar arată mișto mall-ul ăsta, doar că este înconjurat de corporații. Urât. Corporații. Urât. Practic mergem pe acoperiș să... Acoperișul lumii. Da, exact, pe acoperișul... Mie nu mi se pare, mie mi se pare invers, dar mă rog, așa este când nu apreciezi ceea ce ai. Pe cine? Pe Pepe? Unde e? Nu, e Pepe and Pepper. Aaa, e Pepe and Pepper. Aici avem și mâncare acolo. Păi da cum? Trebuie să și mâncăm ceva. Așa, da, la pretenții. Deci electricul are rău de înălțime, nu vrea să uite aici în jos. Deci nu faci, uite că nu e drept, vezi, așa, păi așa. Păi și ce, mă, că nu cazi, uite, e asta aici. Nu că cad, mi-e frică gen să țin asta așa. Păi nu cade. Uite, deja mi se mângă la picioare. Hai, bă, grasule, fii bărbat. Că nu face, că te rog aici, la Aluadi, că te îngui. Unde? La Aluadi? Aluadi. E cafea libaneză și restaurant. E Aluadi. Aluadi. Eluadi. Aluadi, așa e. Eluadi? Am ajuns noi acum în mall, ne-am băut cafeluța, îl avem aici și pe Montrei. Salut. Salut. Acum mergem să ne arate mașința și după aceea vedem ce videouri mai reușim să facem, dacă tot ne-am nimerit pe aici să ne întâlnim, vorba aia. Și uitați, deja suntem cu Montrei mobilul. Băi, e frumoasă, frumoasă foc. Este prima oară când mă urc într-un seria 4, jur. Bă, e mișto, îmi place. Ce pot să spun, și dinamic drive, tot frumos. Dar mi se pare ca micuță. Bună. E frumos să fac, îmi place. Dar cumva m-am obișnuit în șeptar și mi se pare micuță. Și după cum vedeți aici avem mare M5, frate. M original de la mama lui, adus din Germania, scos din fabrică tot. M-ul M, frate. Mamă, cât de frumos e. Acum am terminat și noi întâlnirea cu Montrei. Mergem la Romespo să ne ținem de eveniment. Cineva era să dea tocmai mine și nu știu de ce avea cu mine. Acum mergem direct la eveniment unde să vedem, să ne mai întâlnim cu unii dintre voi care au venit acolo, să facem poze, să dăm autografe, să îmi dați și mie un suc sau o mâncare, un hamburger. Bă, ia gata, de acum încolo să veniți la mine, bă, Bercea, hai să te scol la un hamburger, da? Deci trebuie să-i dau mare mulțumire lui Grasul pentru că m-a scăpat de o mare amendă. Tu nu-i văzut? Nu-i văzut, o luasem ca nesimțitul pe linia de tramvai, da. Mă rog. O luasem ca de simțitul pe linia de tramvai, bă, și nu am văzut poliția în față, fix interzecție. Și în fața mea era unul cu un GLE, șmecher omul, bine, și eu m-am luat după el. Și Grasul zice, bă, în bandă, repede poliția. Și pe ăla l-au luat și eu m-am băgat în bandă, sigur, nimic. Trage centura, ce domnule, n-am nimic. Nici m-a oprit, pe ăla l-a oprit, acum o să-i dea amendă. Bă, mă, dar ce pasă mine să dea amendă la GLE? Bă, o amendă e o amendă. Păi și dacă ia puncte și el mai are încă 2-3 puncte? Aia altceva. Primește o bicicletă cadou. La nu mai știu câte puncte acumulate. Băi, e nebunie total aici, adică e full de lume, nu ai ce zice. Peste tot. Băi, e nebunie total aici, are super de ta. Ia. Da. Păi umbra la culori. Ai o
nebunie total aici. Nu știu ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, dar dacă te pierde aici mama ta, mai bine ar face altul. Aici o să țină și un concurs de cosplay-uri, din câte știu, dar nu știu când sigur. Al avem aici pe Jokerul. Ieri s-a lăudat că m-a bătut de dur și m-a bătut odată cu gol în minutul 90. Acum îi dau eu. Stai așa, dai și tu să jucăm finală ce pierdut. Ieri am dat 7-1. Hai să te invităm. Da. Ia, spune tu la lume cum te bătui. Și m-am bătut jumătate la penalti, după aia bătaie. Așa și... Bă, te bătui? Nu sunt murtul că e joacă. Dă duci gol în repriza a doua. Da, din corner. Ce kick-off ești? Păi de unde? Mai de gură faze? Nu de gură. Da, ești din gură că te domina iarăși tot meciul. Ce ocazie a fost să știu? Profitești de Ronaldo, cum? Ce ocazie a fost să știu? Cum ce ocazie? Ce profitești de Ronaldo? Că te duci o centrare a Ioan Careu care a venit Ronaldo din 10 metri. Ce bă, trei juturi, bă, fii cu minte. Ne-am băgat și noi la Springtime cu un American Burger și cu o porție de cartofi, apă cu vitamine. Ideea este că mi se pare vrea că spune cartofi separat acum, dar mă rog. E tactică de marketing. Ia uitați cu cine ne-am întâlnit aici, cu Mădălin. Salutare. A zis că vrea să mă învețe niște Brawl Stars, că habar nu am. Ar trebui că habar n-ai. Oricând la orice oră. Bă, eu nu mă pricep așa de bine, adică nu mă pricep deloc. De ce să vin? Acum mergem să vedem ce mai facem pe la stand și după aceea să mergem acasă, de fapt la apartament. Am parcat acolo mașina lângă bradul la noit, că l-am lovit puțin bine, au intrat cringile puțin în mașină, da, ce să facem? Bă, da, cât de curată e, a dat ieri o ploaie de asfalat, o bec a făcut-o. Bă, știu că e bec. Așa îmi place mie de ea. S-a făcut ceasul 7:30. Sunt aici pe râsuri cu grăsul, nu știu, dar am apucat niște crize de alea de glume proaste de tot, la care noi râdem. Nu știm ce vrem să facem. Ideea este că trebuie să ieșim pe undeva. Scăpăm de agoniseala și de plictiseala asta de care dăm dovadă. Fac în continuare reclamă la apa B12 cu vitamina B12, de fapt. Focus, nu știu ce firmă o face. Da, mă rog. Vitamin Aqua. Am băut zilele astea la apă cu vitamine de manspar, deci sunt plin de vitamine. Așa că n-ar avea cum să îmi ia să analizez prost. Mai există o apă care nu am băut-o, sau sunt 3 feluri sau 4 feluri de apă din asta, nu știu care îmi lipsește, dar trebuie să mai beau încă 2 feluri, aia cu magneziu, trebuie să o beau. Și mai e un fel de apă. Ba nu, aia cu magneziu am băut-o. Nu știu, cu zinc, zână, nu știu. Băi, sunt foarte multe tipuri ce am băut. Problema este că acum o să mergem undeva, părul nici nu cred că nu mai fac frumos. După care trebuie să ajungem să editez și ăsta. Trebuie să vorbești acolo în fața camerei, ce le mai spui? Ce mai mi spune că le zic eu, arată-mă pe mine că sunt îmbrăcat. Să mă vadă, să vadă. Nu pot să vă arăt aici. Și filmează-te și mai jos, să nu ți se vadă doar tricoul. Păi de ce să mă filmez mai jos? Să vadă lumea că ești dezbrăcat aici în fața mea. Păi las, nu sunt dezbrăcat, ești nebun. Tași, bă, Dic. N-are chiloți pe el, arată. Cum să n-ai chiloți, ești prost? N-are chiloți. N-are, dă-i jos. Bă, nu pot să vă arăt că mi-au de motivare. Ia uite-i. Da, ia uitați chiloții mei aici, ia uitați. Bă, dacă de grasă. Îi poartă lecturatul pe gât. Ia uitați aici. Stai puțin că nu mi-a crede de după aceea, că cine știe ce le arăt. Este un tricou, de fapt, în caz că nu v-ați dat seama. Hai să vedem ce facem. Ideea este că mergem, nu știu unde mergem, dar important este că mergem. Grasul acum caută pe GPS să vedem unde o să aterizăm. Ne-am urcat în mașiniță. Acum Grasul așteaptă indicațiile tale referitoare la viitoarea adresă unde o să... Am uitat cheile în mașină. Acum mergem, ne luăm un tricou mai ca lumea pe noi, că am vrut să-mi iau și o cămașă, dar am zis că nu o să fie cazul. Ideea este că acum o să mergem direct, o să aterizăm nu știu cum și în ce circunstanțe, dar am ajutat lui Pican. Bine, vă dați seama că ne ieșim cu mâna în cur, n-am luat nimic. Dar ideea este că nu știu cum o să aterizăm acolo. Ne-a întrebat cineva dacă venim, noi am zis că o să venim și o să mergem acolo, unde nu știu cu cine să mai întâlnim. De-aia nu iau camera, că o să mă duc și o să beau și un păhărel, să mă simt bine. Chiar dacă mâine o să am un drum lung de condus și multă treabă, mâine o să am o zi full, dar n-are nimica. Mergem să ne distrăm, că vorba aia odată, am mai înțeles cu Grasul. Grasule, te rog frumos să deschizi așa. Da, păi Grasul se însoară și facem petrecerea a burlacilor în seara asta. Bine, eu o să fiu burlac mult timp. Da. Eu o să dau chefuri într-una. Fraților, suntem gata de petrecere. Acum o să plecăm și noi spre locație, habar n-am unde. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like la acest vlog.
să îmi dați și mie un follow pe Instagram, să fim acolo cât mai mulți. Și noi desigur ne vedem tot mâine cu un nou daily vlog. Hai, v-am pupat, pa, pa!